Neața, m-am trezit super de dimineață și am aplicat acum o jumătate de oră serul de la Vichy. Nu am cuvintele la mine, dar vreau să vă arăt cum funcționează această loțiune cu SPF de la Garnier și să vedeți, la fel ca și mine, din nou, cât de bună este. Spune aici să agităm foarte, foarte bine. Știți, am cumpărat-o de la Notino. Are protecție 50. Are protecție anti... protecție antipoluare. Da, protecție... da. Mă rog, e antipoluare și anti-pete negre. Da. Ah, și are și acid hialuronic în cască, nu v-am zis data trecută. Aplic dimineața doar, adică nu reaplic, am machiaj pe parcursul zilei de obicei. Posibil să găsești un spray pe care să-l reaplic când o să fie mai cald, dar acum e ok. 50 cu 25 de la fondul de ten. E super ok. Să-mi aduc aici oglinda și să începem. Să vedeți că imediat intră pielea și eu cam așa plec dimineața la grădiniță și cu un balsam de buze și cam asta e. Și după aceea când vin mă machiez pentru întreaga zi, că nu am timp. Și de obicei fac chestia asta mult mai rapid, dar acum pentru că am ceva timp am zis să vă arăt și vouă. Ia uitați ce bine arată de mare. E super. Și sper că e așa fresh. Nu miroase, nu strânge, nu ține, mi se pare că nu rămâne uleios și intră repede așa în piele. Are și o tentă așa glowy, foarte drăguță. Mă deranjează absolut deloc. Da. Foarte drăguț se simte. Să-mi spuneți ce mai folosiți voi ca protecție solară pentru față. Poate îmi dați și mie câteva idei pentru data viitoare să mai încerc ceva, dar asta îmi place foarte tare, deci o să fie pe lista mea scurtă, să zic așa, ca articole, ca lucruri, mă rog, cosmetice pe care mă pot baza întotdeauna. Deci da, și are și un preț bun, foarte, foarte bun. Am prins la 30 ceva de lei. Și... da, ce să mai zic. Cred că am zis eu acolo că se poate aplica și în jurul ochilor, în hol, dar nu cred că se poate aplica în jurul ochilor. Mai degrabă cred că nu afectează ochii sau ceva dacă intră în ochi, parcă am citit eu ceva pe Notino. Însă am să vă las în descriere un link către produs să citiți mai multe, dacă încă n-ați văzut haul-ul cu lucrurile pe care le-am cumpărat de la Notino, poate să-l vi-l las pe aici, dacă nu căutați-l la vlogurile trecute. Și dacă mă așa arată, nu uitați că protecția solară trebuie aplicată în general cu câteva zeci de minute înainte să ieșiți din casă ca să vă protejeze într-adevăr. Cel puțin eu așa știu că trebuie aplicată cel puțin cu 20 de minute, 30 de minute înainte de a ieși din casă. Și da, nu știu dacă folosiți protecție solară când stați în casă, adică nu prea folosesc, dar mie nu se întâmplă să tot duci o casă, foarte, foarte rar, dar nu, cred că n-am ținut cont de chestia asta
Și am aplicat, nu mai știu exact, dar e de discutat. Sau poate câteodată n-am aplicat că n-am avut, s-a întâmplat să nu am și am mai plecat și așa afară, mai ales în zilele acestea. Și s-a mai întâmplat, de fapt, și în anii trecuți nu aplicam nici vara, vă dați seama. Anii trecuți, trecuți, foarte trecuți. Da, educație. Ce înseamnă educația? Bine că am oprit din timp acest proces cât de cât și deși am niște pete negre care mi-au apărut tocmai pentru că am pielea foarte sensibilă și imediat m-a copt soarele și am rămas cu aceste pete. De fapt, și de la mare eu mă întorceam și trebuia să îmi sune un clopoțel, să fie un semnal de alarmă că e ceva în neregulă. Gata, mami? Hai că mai vin imediat. Acum vin, se îmbracă. Da? Mami, păi, e deschis? Da. Acum au deschis, te îmbrac și mergi eu. Hai, du-te puțin dincolo, că vin imediat. Mulțumesc! Da. Și asta ziceam. Că dacă vi se pare că pielea vă dă semne și nu este în regulă, căutați să folosiți protecție solară. Dacă vi se pare că vă apar așa pete ciudate după ce stați mai mult la soare și așa mai departe, trebuie să fiți foarte atente când vine vorba de corpul vostru, de pielea voastră, da? Fiecare e semnal pentru că corpul nostru e foarte, foarte deștept și imediat ne arată, deși noi poate suntem implicați în altceva sau nu băgăm de seamă sau băgăm de seamă, dar nu vrem să vedem cu adevărat, înțelegeți ce zic, pentru că nu vrem să credem că ni se întâmplă. Sunt niște chestii care apar și trebuie să fim foarte, foarte atente la anumite semnale ale corpului, asta zic, neapărat pe față, în general. Dar uite că, într-un final, m-am trezit cu chestia asta, cu SPF-ul și ușor, ușor, și pe rețelele de socializare s-a făcut acest tam-tam, dar un tam-tam așa bun, primița protecției solare. Acum există și dezbatere că au și destule chestii așa aiurea pentru piele, dar ar fi mai bine să vedem partea bună a lucrurilor, această protecție. Trebuie să fim atenți, bineînțeles, la ingrediente, de unde cumpărăm produsele, a unde sunt ținute înainte de a cumpăra, că știți, nu cumpărați produse din alea, mai ales când ajungeți în stațiuni sau în vacanțe, care au fost ținute în soare, să duceți direct acolo să dați și la suprapreț. Și nu numai în vacanță, adică trebuie să fiți atente în general de unde le cumpărați și nu uitați că trebuie aplicată zilnic, deci nu doar în vacanță, mai ales dacă aveți o piele sensibilă, albă, care se bronzează, se înroșește foarte ușor la mine. Așa este. Dar, într-un final, am învățat cât de importantă este această îngrijire și că protecția solară, într-adevăr, este o protecție așa anti-aging, adică soarele îmbătrânește foarte, foarte tare. Dar dacă avem grijă, și chiar am observat că în ultimii ani pielea mea s-a simțit foarte, foarte ok de acest punct de vedere. Totul e super, super ok. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine. Spuneți în ce SPF folosiți, dacă folosiți în fiecare zi, dacă nu folosiți, ce grad aveți. La mine încerc să fie 50, mai ales în zilele călduroase, primăvara, vara. Hai, iarna mai merge și un 20, dar cred eu că un 50 ar fi ideal pentru mine.
pe tot parcursul anului. Și dacă găsești produse din astea care se așează perfect așa sub machiaj, abia aștept să fac și machiajul mai târziu. Cred că am să și filmez. Așa că vă aștept la clipul de mâine. V-am pupat!